Ei, dragi copii, aici este Broscuța și azi vă voi povesti despre Flo, mosca mincinoasă. În Biblie, Dumnezeu ne spune în Proverbe 4:24, nu-ți folosi gura ca să spui minciuni și să nu spui niciodată lucruri neadevărate. Sunteți voi curioși să știți cine este Flo și ce a făcut ea? Haideți să vedem! Hermi și prietenul său, cel mai bun Virmișor, au adormit. Dintr-o dată, amândoi au fost treziți de un strigăt puternic. Ajutor! Speriați, Hermi și Virmișor au căzut din culcușul lor cu susul în jos, direct în cap. Ajutor! S-a auzit din nou. Cineva avea mari probleme. Așa că Hermi și Virmișor au dat fuga să dea o mână de ajutor. Era musca Flo. Ce este? Ce s-a întâmplat? A întrebat Hermi în timp ce încerca să-și tragă sufletul. Ce fețe speriate aveți, spuse Flo. Era foarte distrată. Nu s-a întâmplat nimic rău, doar mă amuzam și eu. Hermi și Virmișor au plecat supărați. Ei nu s-au amuzat deloc. Dimpotrivă, gluma proastă a lui Flo i-a înfuriat. A doua zi, buburuzele gemene Hayley și Bailey o ascultau pe Flo povestind o aventură nemaipomenită. Habar nu aveau că povestea era o minciună. În poveste, Flo se luptase cu o libelulă fioroasă, înarmată doar cu un nac de pin și o frunză pe post de scut. Ea le povestea de flăcările pe care le scotea libelula pe gură, dar libelulele nu scot flăcări pe gură și de cum s-a urcat ea pe spatele libelulei. Desigur că nici acest lucru nu era adevărat. Apoi cum... Chiar în clipa aceea au ajuns Hermi și Virmișor și au auzit minciunile lui Flo. Timpul poveștilor s-a încheiat, a spus Hermi și le-a trimis pe gemene la casa lor. De ce ai făcut asta? S-a scâncit Flo. N-am făcut decât să mă distrez puțin. Spuneai minciuni, a înfruntat-o Virmișor. La fel cum ai făcut și cu noi aseară, când am crezut că ai pățit ceva. Dar povestea libelulei are și ceva adevărat. Am văzut o libelulă mai demult. A zburat chiar pe deasupra mea. Este o minciună, a spus Hermi, pentru că tu ai spus că acele lucruri s-au întâmplat în realitate și nu este adevărat. Dar lui Flo nu i-a păsat. Și-a înfoiat aripile și și-a luat zborul. Hermi a început să se roage. Doamne, te rog ajută-o pe Flo să spună adevărul. Ea face atât de multe lucruri bune, dar când spune minciuni, nu putem avea încredere în ea. Vai! Strigă Flo. Hermi și Virmișor au dat fuga din nou la ea. Abia mai puteau să-și tragă răsuflarea. Ce s-a întâmplat? Ce ai pățit? Au întrebat-o ei. Priviți, zise Flo, arătându-le posterul, cărăbușii de apă vor da un concert. Este trupa mea preferată din totdeauna. Stringo, Lingo, Bingo și Zingo. Wow! Au strigat furnica Annie și Omida Caitlin și buburuzele Hayley, Bailey și Lucy în timp ce se strângeau în jurul afișului. Cărăbușii de apă vor avea un concert aici, mâine. Toți se uitau spre Flo. Prietenii ei credeau că ea știe mai multe despre această trupă faimoasă, dar ea nu știa mai nimic. Flo, tu-i cunoști pe cei din trupa Cărăbușii de apă? A întrebat-o Hayley. Înainte să-și dea seama de ceea ce face, Flo a zis, sigur că îi cunosc. De fapt, suntem cei mai buni prieteni. Fetelor nu le venea să creadă, nici lui Hermi și lui Virmișor nu le venea să creadă, nici măcar lui Flo nu-i venea să creadă că a spus așa ceva.
ne faci și nouă cunoștință cu ei, te rugăm!" au implorat-o fetele. "Bine, veniți mâine dimineață la mine acasă," spuse Flo. Și și-au luat zborul. Flo habar nu avea cum o va scoate la capăt, pentru că niciodată nu i-a întâlnit pe cărăbușii de apă. Apoi i-a venit o idee. Când au ajuns fetele, Flo le-a arătat undeva în depărtare 4 umbre care oarecum semănau cu ale cărăbușilor de apă. Dar în momentul acela, unul dintre cărăbuși s-a prăbușit. "Rămâneți aici!" le-a strigat Flo fetelor. Dar prea târziu, Annie s-a dus în grabă să dea o mână de ajutor. "Hei! Aici sunt doar niște bețișoare și niște ghinde, așezate să arate ca niște cărăbuși de apă. N-ai de unde să-i cunoști pe cărăbușii de apă, doar ne-ai mințit," zise Bailey dezamăgită. Omida Caitlin a ieșit în fața grupului de fete și le-a zis: "Fetelor, veniți să plecăm de aici, nu mai vreau să ascult minciunile ei." Prietenii lui Flo au plecat, iar ea a rămas singură. Tristă și cu lacrimi în ochi, Flo a început să se roage. "Doamne, ești aici?" "Întotdeauna, Flo." "Prietenii mei nu mă plac." "Flo, prietenii tăi nu au încredere în tine pentru că i-ai mințit," i-a spus Dumnezeu. "Nu mai vreau să mint. Dar cum să spun adevărul?" întrebă Flo, privind în sus printre lacrimi. "Învață de la mine, Flo," i-a spus Dumnezeu. "În mine poți să te încrezi întotdeauna, pentru că ori de câte ori fac o promisiune, eu o împlinesc. Când spun ceva, de fiecare dată spun adevărul și tu poți să faci la fel. Și dacă vei face așa, vei recâștiga încrederea prietenilor tăi." "Mă vei ajuta?" "Te voi ajuta," i-a zis Dumnezeu.